Sunt și pentru mine 23 de ani de când lucrez la TVR Craiova și de multe ori mi se pare că a trecut tot acest timp incredibil de repede, dar cred că mi-am ales bine meseria și spun asta pentru că în fiecare zi redescoper la mine bucuria asta și plăcerea de a face această meserie, de a merge pe teren, de a mă documenta pentru reportajele sau interviurile pe care le fac, de a alege cu cameramanul, nu știu, cea mai bună încadratură sau la montaj să aleg acolo cu editorul cel mai bun cadru pentru a-l băga într-o emisiune sau într-un reportaj. Cred că asta este esența muncii de jurnalist și este foarte important să ne păstrăm bucuria și plăcerea și pasiunea de a face meseria asta chiar după ani și ani. Politica editorială a TVR Craiova a avut în vedere în ultima perioadă o accentuare a dimensiunii culturale și educative și asta a însemnat promovarea evenimentelor culturale, a instituțiilor culturale, promovarea personalităților culturale, a creatorilor și a artiștilor, fie ei personalități marcante sau tinerii creatori, și, de ce nu, promovarea unui mod de viață, un mod de viață care să aibă la bază principii și valori, principii și valori în jurul cărora să se contureze o existență individuală și mai apoi, pas cu pas, de ce nu, o existență a noastră ca națiune. La mulți ani de TVR Craiova, la mulți ani tuturor, să fim bine, să fim sănătoși, să trecem peste toate greutățile pe care le întâmpinăm acum și să privim optimist spre viitor. Eu sunt de foarte puțin timp aici, sunt nou intrată în colectivul acesta de oameni minunați pe care mă bucur că i-am cunoscut, de artiști, pot să zic așa, în TVR Craiova. Sper să îmbătrânesc aici în TVR Craiova și ce pot să spun, doresc TVR-ului tot ce este mai bun, multă energie să avem cu toții și la mulți ani!